Salut, Supare din Republica Moldova și din România. Suntem astăzi aceeași zi, 8 august 2020. Ca în fiecare seară la ora asta, la ora 8 seara, îmi ud copăcei de alunde prin stupină. Și udând copacii, uite ce am găsit aici în pom. Mai precis în capcana care o folosesc eu pentru a prinde roii, am găsit un roișor. Un roișor micuț. Nu știu de unde s-o fi luat, probabil de la mine din stupină, dar nu-mi dau seama de unde o fi ieșit așa ceva. Și am zis să-l pun într-o ladă. Văd o matcă, poate împerecheată sau neîmperecheată, să văd. Poate o matcă tânără, eu știu de unde, să văd. Am aici lada, o ladă cu două compartimente care o folosesc eu pentru împerecherea măcilor. Hai că o să-i pun vreo două rame. O să iau ramele dintr-un corp de recoltă, dintr-un alt stup cu hrană. Asta e mai închis, stai ca să... Asta va fi la topit, una mai deschis, să-i pun. Una mai deschisă, cu hrană pe ea. Încă una, are și ceva hrană, și celule goale. Și să aduc roișorul. Curios și eu și iese din asta, pentru că roi în luna august încă nu am avut niciodată. Uite așa, un roi, știu eu cât, o ramă de albină poate. Vedem și iasă din asta. Uite așa, interesant. Aș vrea să-mi scrie cineva în comentarii dacă a avut roi de felul ăsta și s-a obținut până la urmă. E clar că din curiozitate o să-l las, că altă treabă nu am cu dânsul, adică afașe. O să-l las să văd și aici, adică e matcă bătrână sau tânăr, se mai împerechează, nu se împerechează. Atât. Vă zic o zi bună la toți.